2-1, pe Dumnezeu! Zimbru alineat următorul 11 în poartă, numărul 22 Nicolae Calancea, capitanul echipei, jucător de câmp, numărul 3 Ștefan Burchiu. Acum Dacian atacă și a fost acolo la un pas să finalizeze Oleg Mora. Numărul 17 Serghei Țiganov, numărul 19 Avar Ibrahim Gacev, acum un șut de la distanță a reținut acolo Nicolae Calancea. Între timp fanii echipei Dacia au aprins fumigene. Atmosferă încinsă între cele două galerii. Cine pentru Dacia, din nou Cârcotiș pe extrema dreaptă. Să vedem centrarea la bara a doua și retrimite acolo Mihaliov. Wellington respinge greșit, recuperează Dacia. Un atac prelungit al lupilor galben. Mihaliov la marginea carierului, pasă pentru Ovsianikov și a fost offside la Gheorghe Ovsianikov. O jucare câștigă un belarean în fața lui Ahmed Barakoyev. Zimbru acum atacă prin Țiganov și Gânsare pe extrema stângă. Este tatonat de doi jucători. Gânsare centrează, acum șut, gol! Zimbru! 1-0 pentru galben-verzi, a marcat Țiganov, dacă nu greșesc. A centrat acolo Gânsare, Criciumari a prelungit balonul și... și am scris Țiganov, așa este. Miloș Cârcotiș a coborât în defensiva Dace pentru a prelua un balon. Lunga farma mare pentru Mihaliov, acesta retrimite în centru pentru Barakoyev. Mola deposedat de Jerdev și mingea intră în posesia lui Nicolae Calancea. Înainte de partid a fost un incident și a fost pe teren. Aproximativ 15 grade plus. E soare. Acum Zimbru atacă pe extrema dreaptă prin Ibrahim Gagiev, respinge Posmac până la celălalt fundaș central, deja la echipa adversă, Ștefan Burghiu. Andrei Jerdev îl înlocuiește pe Constantin Bogdan, care a văzut roșu. Acum Zimbru atacă pe extrema stângă, din nou acolo Țiganov a pasat în centrul carierului, însă niciun coechipier nu a reușit primul la balon. S-au întâlnit meciuri directe de 41 de ori. De 14 ori a învins Dacia, 11 remize și 16 victorii pentru Zimbru. Acum Gânsare la marginea careului, un șut și apără Matiuchin. Un șut la firul ierbii. Pentru partidele cu San Marino și Muntenegru. Moldova va susține un amical cu Lituania la 18 noiembrie. S-au jucat Veling șut și a stat acolo Cheptine, dar a făcut-o imprecis. Acum Cheptine pe extrema stângă, să vedem această acțiune a lui Zimbru și cade Cheptine, dar Malinovski lasă jocul să continue. O fază demenționată în minutul 17 al meciului. Abdul Ghaffar Mamah a câștigat duelul cu
Fișmar și ocazia acum importantă pentru Dacia, a centrat acolo Ikhalyov pentru lovitura de cap a lui Ovsiannikov. La acest meci nu se regăsește Alexandru Dedo, internaționalul moldovean, cel mai bun jucător al echipei Zimbru în ultimele 4 meciuri consecutive, conform companiei Instat, specializată pentru statistica și evoluția jucătorilor. Farmamac pentru Ikhalyov. Kirkotić pasă cu pieptul pentru Mola. Acesta a întors, însă mingea a ajuns la Zimbru. Recuperează Mamah. Prin alunecare reușește să deposedeze Anton. Mingea revine Daciei. Camara, Kirkotić, Ikhalyov, Barahoev, Jardan. O serie de pase a Daciei, care combină bine la firul iebii, însă departe de poarta adversă. Acum Ovsiannikov în careu. În centru este Mola. Șut Mola blocat de Jerdev. Foarte bine Jerdev s-a opus la șutul lui Mola. A sărit sub balon. Da, criză de idee la Dacia, care combină mai mult în propria jumătate de teren. Acum un atac pe extrema dreaptă, să vedem faza. Kirkotić, centrare pentru Ikhalyov, care trimite la colțul lung. O ocazie bună pentru Dacia. Kirkotić. Jardan, Novakovic, din nou sunt nevoiți să întoarcă balonul în spate jucătorii Daciei pentru a desface apărarea lui Zimbru aglomerată. Acum un fault din spate la Jardan al lui Anatolii Cheptine, care este avertizat. Faza executată acum la bara a doua. A fost la un pas să intercepteze balonul Gheorghe Ovsiannikov. Dacia poate porni o acțiune periculoasă. Kirkotić însă se complică. Zimbru recuperează și acum posibilitatea de contraatac pentru Zimbru. Kricmar, Gânsare este pe extrema stângă. Kricmar continuă de un singur pas pentru Gânsare, acum la marginea careului. Și să vedem un șut defectuos al lui Anatolii Cheptine. Ocazie mare pentru Zimbru Chișinău, minutul 30 al partidei. Un contraatac școală, însă fără efect pe tabelă. Kricmar a pasat pentru Gânsare. Acesta la rândul său a prelungit balonul pentru Cheptine, însă șutul său a fost deviat. A executat această fază fixă, centrare la bara a doua, însă pentru nimeni, fără adresă această centrare. Matiughin acum se grăbește, alunecă, însă a reușit să repună balonul bine în joc. Wellington pentru Gânsare. Țiganov, Cojocari la centru terenului, șut la distanța lui Cojocari. Cabri Versi profită de o lovitură liberă. Cheptine centrează la bara a doua pentru Gânsare. Este atent Mamah, pe care le spinge în afara terenului. Nici de ori pe teren propriu. Rezultatele sunt favorabile pentru echipa gazdă. Acum Zimbru în atac prin Gânsare. Șutul lui Cojocari blocat și faza continuă. Degajează acolo Vasilia Jardan până la Jerdev. Ikhalyov execută această lovitură liberă la prima bară. Anton respinge până la Camara, care trage în Țiganov. Și acum Mama nevoit să întoarcă pentru Matiughin. Dar central Posmac a trecut pe extrema dreaptă, iar Bruno Simau pe flancul stâng. 3, 5, 2, șut acum și bară, ocazie mare pentru Dacia Chișinău. A fost un 1-2 și a șutat Gheorghe Ovsiannikov. Șut cu efect la colțul lung. Din nou ocazie pentru Dacia și a căzut acolo Ovsiannikov. Yeah.
capitanului secund. Mai exact în minutul 50 al Miciu. Din nou aceeași schemă, Barakoev, șut și bară, gol, gol Dacia, da. Ovseanikov reușește totuși să puncteze. Danu Spătaru a avut o opțiune pe cont propriu, însă a ieșit bine din poartă Matiukhin și a reținut acest balon. Bruno Simão, Pirpotici, 1-2 și acum Mola pe extrema stângă, tatonat de Ștefan Burghiu, care a părăsit zona centrală. Acum Pirpotici, Mola, 1-2, centrale pentru Ovseanikov. Faza continuă, Kârkotić șut și apără Calancea, ocazie importantă din nou pentru Dacia Chișinău. Wellington șut, Wellington reține Matiukhin, care repune balonul rapid în joc. Kârkotić acum la marginea careului, a încercat o pasă pentru același Ovseanikov, faza continuă, Jordan. Dacia în atac, acum Mihailov centrează la colțul lung, Calancea reține cu emoții. Wellington a încercat o pasă pentru Dedov. Wellington acum centrează, șut centrare și Matiukhin respinge în corner. Ocazie și pentru Zimbru în minutul 90. Centrare acum pentru Danu Spătaru și Miranda, șut! Jordan acum pe extrema dreaptă centrează și bară pentru Dacia, din nou Ovseanikov a fost în avampost, a reluat cu capul prin plonjon. Kârkotić, el cu cojocare, șut acum de la distanță blocat de Ștefan Burghiu. Din nou Kârkotić, trage și el de la distanță, apără Calancea. Simau, pasă pentru Kârkotić, respinge Burghiu, acum Ovseanikov, Jordan pe extrema dreaptă, centrează Jordan, apără acolo Calancea, a boxat mingea până la Danu Spătaru. Țiganov, Mihailov execută lovitura liberă, boxează Calancea, respinge în corner. 10 secunde. A respins până la Wellington, cum Spătaru. Centrarea în careu și Kârkotić acum la 16 metri de poartă, pasă pentru Jordan, șut centrare, respinge Calancea. Pavlov nou intrat în joc, acum combină cu Ovseanikov, Miranda, Wellington, păstrează mingea în teren, Spătaru pentru Dedov, posibilitatea de atac pentru Zimbru Chișinău, Dedov, pasă pe dreapta pentru Țiganov, însă imprecis. Simão. Stolieru.
Cârcotici, tatonat de Burghiu. Este nevoit să întoarcă mingea în spate pentru Camara. Mama. Cârcotici îl angajează pe Ovseanicov. Ciut și salvantul. Voit pierde marcat, îl găsește acolo pe Mihaliov. Din nou Ellington este primul la balon. Posibilitate de contratac pentru Zimbru. Anton continuă de unul singur, pasă pe extrema stângă pentru Dedov. Dedov tatonat de Posmac. Dedov verticalizează jocul, schimbă foarte bine pentru Spătaru în careu. Cârcotici. Jucaev, nou intrat. Dedov pe extrema stângă, tatonat de Mama. Învălă Jucaev. Dedov combină cu Kepine. Jucaev. Centrează în careu și respinge Posmac. Corner pentru Zimbru. Jucători ai Zimbrului în careu advers. Matiughin reține fără probleme și repune rapid balonul în joc pentru noul intrat, Ghenadie Orcu, care este singur pe extrema stângă. Învăluie acolo Pavlov, pasă și Calancea este primul la minge. A fost o ocazie importantă pentru Dacia. Doi jucători erau singuri cu portarul. Lupi Galben atacă pe extrema stângă prin Stoleru. Cojocar este primul la minge și acum Calancea ține balonul. De metri de poartă blochează acolo Camara. Din nou Dedo. De partea cealaltă și Zimbru nu a cunoscut înfrângerea de 5 etape după ce, cum atac Zimbru după ce a pierdut în deplasare fața lui Fece Tiraspol. Acum Ovseanicov în duel cu Ștefan Burghiu. Primul la balon este fundașul central al lui Zim. Și Calancea degajează. Aruncare de la margine pentru Dacia. Ușă pentru Dacia Chișinău. Acum pericol. Miranda este primul la minge. Recuperează Pavlov. Foarte bine Wellington. Jucaev, să vedem contraatacul. Jucaev continuă de unul singur. Verticalizează jocul, pasează. Nu pasează. De unul singur Jucaev și este deposedat până la urmă. A faultat în atac. Burghiu, Jucaev din nou. Pasă pentru Dedov, învăluie Anton pe extrema dreaptă. Păstrează mingea Spătaru. Recuperează Anton, însă arbitrul dictează fault în atac. Posmac acolo îl împinge pe Anton. Este avertizat jucătorul echipei Zimbru. Simao aruncă balonul în la marginea careului. Orbu, Jordan. Pasă pe dreapta pentru Mamah, care centrează la prima bară. Wellington respinge până la Dedov. Dedov nu a putut trece de Mama. Acum este singur Dedov pe extrema stângă.
așteaptă coechipieri. Dedov pasă pentru Jikaev, combină cu Dedov, Dedov intră în careu, Dedov șut la colțul lung, însă Anton nu ajunge acest balon. Corner pentru Dacia. Pavlov a reușit să secută Kirkotić la bara a doua. Calancea are probleme, însă nu a putut relua în poartă acolo. Dedov acum tatonat de Posmak, însă sunt prea puțini jucători ai Zimbrului în careu. Dedov continuă un singur, trece de Posmak. Dedov centrează acum și Matiugin intră în posesia balonului. Respinge rapid Eugen Matiugin, Rana, Victor Gheciu din Mântecer. Kirkotić la marginea careului, Kirkotić continuă de unul singur, din nou Wellington este de netrecut. Maură respinge în afara terenului, tușa pentru Zimbru. Ibrahim Gagiev. Kieptine acum, Ibrahim Gagiev, Kieptine. Danu Spătaru. Ibrahim Gagiev pasă pentru Kieptine în careu și respinge Posmak. Ibrahim Gagiev, mingea rămâne în teren. Dedov câștigă duelul cu Mamah, acum posibilitatea de atac pentru Zimbru. Dedov în careu, Dedov, Dedov, șut blocat și corner pentru Zimbru. Dedov. Cinci oameni în careu, șut. Deci întrează acum Wellington la marginea careului. Jordan este primul. Ibrahim Gagiev câștigă duelul cu Ovsianico. Hey! 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 Hey!